Bună ziua, mă numesc Rusu Roxana și sunt studentă la masterandă la Facultatea de Științe Agricole și Industrie Alimentară și Protecția Mediului în Sibiu. Astăzi vă prezint studiul resurselor poluante în orașul Zlatna din județul Alba. Această lucrare este susținută de Learn Inc. 2021 cu ajutorul coordonatorului meu, doamna șef lucrări doctor biolog Cristina Moise. Descrierea zonei de studiu din orașul Zlatna. Acesta este un oraș aflat în județul Alba, aproximativ la 35 de kilometri distanță de orașul Alba Iulia. Se întinde pe o suprafață de 381 de hectare în zona intravilană. Accesul în localitate este asigurat prin intermediul drumului național DN74 care leagă Alba Iulia de Oradea. În orașul Zlatna a fost activ un combinat, Ampelum Zlatna, mai exact, care a fost un important combinat de prelucrare a cuprului, fondat în anul 1949 și care a funcționat până în anul 2006, când a fost închis din cauza problemelor economice și scăderii prețului cuprului pe piața internațională. Ampelum Zlatna a fost unul dintre cei mai mari producători de cupru din Europa de Est, cu o producție anuală de peste 60.000 de tone de cupru. După cum se vede și în imagine, o fotografie originală. Așa, am analizat în oraș întâi calitatea apei. Deci avem metode și tehnici de lucru privind calitatea apei. Am determinat turbiditatea acesteia din 5 puncte analizate. Râul Amboia Monte, afluent Valea Mare, afluent Valea Morilor, râul Amboia Val și afluentul Feneșel. Această turbiditate este dată de particulele foarte fine aflate în suspensie, care nu sedimentează în timp. O apă tulbure reprezintă un pericol epidemiologic, deoarece particulele în suspensie pot constitui un suport pentru germenii patogeni. Astfel avem, după cum se vede și în tabel și în grafic, valori cuprinse între 9,45 și 102 FTU la afluentul Valea Mare. După cum se vede și în poze, avem pregătirea probelor de apă și turbidimetru HANA. Determinarea temperaturii apei și a pH-ului, după cum se pot vedea în tabel, în funcție de proba analizată, avem temperaturi cuprinse între 22 și 23 de grade, iar la pH avem valori cuprinse între 7,1 și 7,7. Valoarea admisă de standardele de calitate este între 6,5 și 7,5, deci doar prima probă, râul Amboia Monte, nu se încadrează în standarde, după cum se vede și în grafic. Mai departe avem determinarea alcalinității apei. Aceasta este dată de prezența hidroxizilor și a sărurilor, carbonați și bicarbonați ale metalelor alcaline, sodiu, potasiu și alcalino-pământoase, calciu și magneziu. Avem în imagine rezultatele obținute în urma analizelor probelor de apă. Avem alcalinitatea permanentă și alcalinitatea simplă. Determinarea acidității apei. Aceasta este capacitatea de a neutraliza ionii OH, reprezentând consecința prezenței unor acizi slabi ca dioxidul de carbon, acizi grași, proteine, acizi humici, ion metalici ca fier plus 3. Și aciditatea apei constituie capacitatea de a reacționa cu o bază tare. Vedem valorile cuprinse între 0,2 și 0,3 natriu OH. Determinarea durității apei. Un indicator important în caracterizarea calității apei este duritatea. Aceasta este cantitatea totală de săruri de calciu și magneziu care se regăsesc în apă, fie în apa potabilă, fie cea de la fântâni, lacuri, râuri.
În urma analizelor, se observă că probele 1, 3, 4 și 5 sunt cele care se încadrează în categoria apelor moi și doar proba 2 se încadrează în categoria apelor cu duritate mijlocie, după cum vedem în tabel și în grafic. Determinarea conductivității apei. Conductivitatea este proprietatea apei de a conduce curent electric. Aceasta crește în apă dacă există specii ionice. Valorile reale ale conductivității electrice se măsoară la temperatura de 20 de grade Celsius sau se raportează la această temperatură. Aceasta se măsoară în microsiemens pe centimetru. După cum vedem în grafic, avem în cele 5 probe conductivitatea și oxigenul dizolvat reprezentat, iar la determinarea substanțelor chimice potențial toxice avem din nou valorile de dioxid de azot și trioxid de azot. Mai departe avem metodele și tehnicile de lucru privind calitatea solului din vecinătatea combinatului Zladna, județul Alba. După cum se observă și în imagini, se pregătesc probele de sol, se cern prin sită cu diametru ochiurilor de 2 mm, se uscă, se mărunțesc și apoi se cern. Avem determinarea pH-ului solului. Acesta are valori cuprinse între 4,8 și 7,9. În tabel și în grafic avem probele de unde au fost preluate. Se observă și cântărirea probelor de sol în imagine. Conductivitatea electrică în extractul apos. Vedem și la fel în grafic valorile conductivității electrice în cele 5 probe determinate. Și mai avem determinarea acidității de schimb, sumei bazelor schimbabile și gradul de saturație în baze. Pe baza gradului de saturație în baze se observă că solurile analizate au o fertilitate medie spre bună. O reacție acidă, slab acidă spre neutră. Gradul de aprovizionare în macronutrienți. Avem azot total, potasiu accesibil și fosfor accesibil. În funcție de acestea, după tabel, putem vedea valorile acestora, dacă sunt mari, mici sau mijlocii. La fel la toate cele 5 probe de sol. Investigarea calității aerului a mai fost investigată în Brașul Zladna. S-a folosit Spark LX alături de senzorul de oxigen. Și aici avem niște imagini de la locul înregistrării calității aerului. Aici avem determinarea amoniacului și a dioxidului de sulf cu aparatele din imagine, Gas Batch Pro, vedere frontală, și avem în tabel zonele analizate, cele trei zone, cele trei puncte strategice. Și am analizat și zgomotul în orașul Zladna. Am determinat zgomotul în trei perioade ale zilei, cu ajutorul sonometrului digital PicTech 5035, valori obținute centralizându-se în tabelul de mai jos, ca o medie aritmetică a rezultatelor obținute. Intervalele s-au situat în jurul dimineții, aproximativ ora 9.45, în jurul prânzului ora 1 și seara în jurul orei 20. Concluziile, în urma analizelor din laborator, apă-sol și din teren, aer-zgomot, după prelucrarea datelor, se poate spune că nu toți parametrii analizați cu privire la eventualele surse de poluare în orașul Zladna, județul Alba, sunt în parametri, iar zona de studiu se mai încadrează în categoria zonelor supuse diferiților factori de poluare ai mediului datorat poluării industriale. Mulțumesc pentru atenție!
Da, mulțumim pentru prezentare. Este o prezentare foarte interactivă. Ați tratat toate aspectele de la apă, sol și aer, dar este o imagine destul de completă ce s-a reușit să se formeze. Singurele observații care am mai mult pe partea de apă, în general, cam ce standard ați folosit pentru comparare? Ați folosit cumva legea apelor? Legea apei ați folosit pentru comparare, să știți valorile experimentale care ați obținut cu ce ați comparat. Da, da, au fost comparate pe baza legilor, doar că nu am scris neapărat în prezentare. Nu, dar ideea este cu încadrările, pentru că în cazul durității ați spus la un moment dat că sunt ape moi. Peste 5 nu se consideră moale apa. Deci numai dacă este sub 5 grade germane. Da, și da. La pH, intervalul conform legii apelor de la 6,5 la 9,5. Deci să verificați pe viitor și să încercați să corelați cu legislația în vigoare, că atunci are relevanță studiul respectiv, că altfel dacă nu le comparați și nu vă încadrați în domeniile respective, poate să vă ofer o imagine puțin distorsionată. Da, am înțeles, da. Mulțumesc. O prezentare foarte interesantă. Aveți întrebări? Dacă îmi permiteți să intervin, domnul profesor, să știți că studiul este într-o fază incipientă. Noi vom continua pe mai mulți ani aceste investigații și Roxana a avut și emoții la prezentare. Într-adevăr, trebuiau să amintească stasul de calitate a apei și toate valorile au fost comparate cu stasul de calitate pentru apele de suprafață și apele de adâncime. Noi ținem cont de toate sugestiile dumneavoastră, să știți că studiul nostru continuă. Astea sunt niște rezultate preliminare, așa, la o primă determinare, la o primă campanie de măsurători, însă studiul va continua pe viitor. Ca să zic că face parte dintr-un proiect mult mai amplu pe care îl desfășurăm pe o perioadă de 3 ani. Vă mulțumesc! Da, este foarte interesant studiu și mai ales că atingeți practic cele trei direcții, apă, sol, aer. Și asta este foarte important, că puteți într-adevăr să vă faceți o imagine completă. Și, mă rog, observațiile care le-am făcut pe partea de, practic partea de apă, se extind și pentru celelalte. Că și acolo există standarde și trebuie comparate cu standardele respective. Sigur că astea sunt numai niște observații care să vă ajute, nu e ca să vă depuncteze, pentru că oricum materialul care ați prezentat, material experimental, este foarte amplu și foarte frumos tratat și e de apreciat ceea ce ați reușit să adunați pentru această prezentare. Doamna profesoară Mihali. Și eu o felicit. Vă mulțumim, vă mulțumim. Noi continuăm cercetările. Fetele sunt de-abia în anul întâi la master și vor face parte din lucrările de disertație de anul viitor. De aia sunt niște rezultate preliminare pentru o primă campanie de prelevare și de evaluare a stării mediului în orașul Slatina. Vă mulțumim foarte mult, domn profesor. Mulțumim frumos. Eu mai vreau, Mihali, Cristina, mi-a dat domnul profesor cuvântul. Aș vrea numai o mică observație. Ați spus la un moment dat alcalinitatea totală și alcalinitatea simplă. Este permanentă, cam așa spunem. Așa și am avut emoții, da? Da, emoțiile, sigur că da, dar am vrut să, dacă tot am observat, pe viitor să corectați acest aspect. Și se vede că este în continuare poluare, da? Deci ați constatat că există poluare remanentă, chiar dacă sursa principală de poluare nu mai funcționează. Da, același lucru este și la noi în Baia Mare, că și la noi am avut un combinat de două combinate, unul de cupru și unul de plumb, care nu mai funcționează, dar încă poluarea se menține. Succes mai departe. Vă mulțumim pentru participare. Mulțumim frumos. Bun, dacă toți sunteți Claudia Cătă, o să continuăm cu studiul calității surselor de apă în orașul